Liceul Teoretic Șerban Cioculescu a organizat astăzi, cu ocazia Zilei Naționale a Meseriilor, un mini-târg al firmelor de exercițiu cu scopul de a promova activitatea elevilor de clasa a 11-a și a 12-a, cu specializarea de tehnician în activități economice. De asemenea, conducerea școlii a dat start informării despre oferta educațională pentru elevii de clasa a 8-a, care sunt în căutarea unei pregătiri teoretice și practice. Cu ocazia Zilei Naționale a Meseriilor, cadrele didactice alături de elevii de la Liceul Teoretic Șerban Cioculescu au desfășurat activități informative și de promovare a elevilor cu specializare de tehnician în activități economice în cadrul unui mini-târg al firmelor de exercițiu. Astăzi și cu ocazia Zilei Naționale a Meseriilor am organizat un mini-târg al firmelor de exercițiu pentru a valorifica activitatea elevilor de clasa 11 și a 12-a, specializarea tehnician în activități economice, care își desfășoară activitatea în aceste firme. În parteneriat cu școlile gimnaziale, pe baza unui protocol de colaborare, exersăm azi, profesăm mâine, am făcut și o prezentare a principalelor profesii, respectiv meserii, că unii dintre ei au prezentat o meserie, alții o profesie, pentru a veni și în sprijinul elevilor de gimnaziu în alegerea unei specializări pentru scrierea la liceu, ei fiind clasa 8-a și urmând să-și aleagă liceul la care se vor înscrie din toamnă. De asemenea, a fost prezentată și oferta educațională a liceului teoretic, atât pentru gimnaziu, cât și pentru viitorii elevi de clasa 9-a, fiind disponibile 28 de locuri pentru clasa 5-a, iar pentru clasa 9-a 24 de locuri pentru filiera de tehnician în activități economice, 26 de locuri pentru matematică informatică, 24 de locuri pentru profilul sportiv și alte 28 de locuri pentru cursurile cu frecvență redusă, profil de matematică informatică. Această activitate care se derulează astăzi vine tocmai în întâmpinarea prezentării ofertei educaționale a liceului Șerban Cioculescu, liceu care de la an la an obține rezultate din ce în ce mai bune, datorită colectivului de cadre didactice care au preocupări serioase fiecare pe domeniul de activitate, care au reușit să atragă un nucleu de elevi preocupați de pregătirea lor profesională și de a îi determina să participe la asemenea acțiuni care nu s-au organizat de ușor, pentru ele trebuie un efort, trebuie o pregătire și prin ceea ce faci să convingi auditoriu că ceea ce îți propui tu este benefic pentru școală, pentru elev, pentru tine, pentru societate. Acțiunea organizată astăzi nu este singulară și domnișoara profesoară Andricioiu are o colaborare foarte frumoasă, nu numai cu școlile gimnaziale pe care le-a invitat azi, pentru că asta e scopul acțiunii de azi, dar în principal cu alte licee economice, liceul din Drobeta Trunseveni, liceul din Buzău, liceul din Cluj, cu Universitatea Craiova, Facultatea de Științe Economice, așa tocmai pentru că această colaborare face ca liceul să fie cunoscut și în același timp să îndemnăm elevii noștri să-și continue studiile pe o paletă superioară și unde? În aceste instituții de învățământ superior care noi colaborăm. La învățământul de zi nu se percepe taxa de școlarizare, absolvenții de gimnaziu putând să se înscrie direct la secretariatul liceului. Mă numesc Dragomir Mihaela Daniela, sunt în clasa 10-a la Liceul Teoretic Șerban Cioculescu și cu ocazia zilei de 14 martie am inițializat astăzi în liceul nostru diferite activități pentru a prezenta copiilor diferite oportunități în alegerea meserilor care le vor plăcea pe viitor. Cu ce ocazie ați organizat aceste activități astăzi? Să ajutăm fiecare copil să-și găsească o meserie care să-i placă pe viitor și să o practice. Au venit foarte, foarte mulți și nu mă așteptam. Spune-mi, le-ați dat pliante, le-ați explicat oferta educațională? Da. În plus, liceul oferă meditații gratuite, pregătiri pentru performanță și recuperare, burse sociale și de studii, pregătiri curente și de perspectivă a absolvenților, teoretică și în special practică, activități sportive, cantonamente pentru pregătirea sportivă, activități în cadrul proiectelor interne și internaționale, având la dispoziție și o bogată bază materială.